Astăzi, în Biserica Ortodoxă, facem pomenirea sfinților mucenici Prov, Tarah și Andronic, precum și a Sfântului Ierarh Cosma, episcopul Maiumei. Sfinții mucenici Prov, Tarah și Andronic au trăit în vremea împăraților Dioclețian și Maximian, fiind toți din regiuni și locuri diferite. Sfântul Tarah, cel mai în vârstă dintre ei, era din Claudiopolis, Isauria, și era de neam roman, servind o bună parte din viața sa în armata imperială. Prov era civil și provenea din cetatea Side, din Pamfilia, iar Andronic, cel mai tânăr dintre ei, provenea din Efes, dintr-o familie nobilă. Cei trei sfinți mucenici se aflau în trecere în cetatea Pompeopolis din Cilicia, însă au fost prinși de păgâni și duși în fața guvernatorului Maxim pentru că erau bănuiți a fi creștini. În fața guvernatorului nu s-au sfiat al mărturisi pe Hristos, iar în ciuda încercărilor judecătorilor de a-i face să apostazieze, au refuzat cu desăvârșire orice jertfă sau închinare la idoli. Judecătorii au insistat pentru ca sfinții să onoreze legea păgână a Imperiului, însă Tarah a răspuns: O, ce nebunie! Pieritoare este legea voastră care vă poruncește vouă, păgânilor, să cinstiți pietrele și lemnele, lucruri făcute de mâini omenești, și să vă închinați lor. Cei trei sfinți au fost bătuți cu sălbăticie și mai apoi supuși la tot felul de chinuri. Însă toate acestea s-au dovedit a fi zadarnice, pentru că ori de câte ori erau aduși în fața judecătorilor, mărturiseau pe Hristos mai tare și mai hotărât ca la început. În cele din urmă, după mai multe zile, Maxim, guvernatorul, a organizat execuția sfinților mucenici în arenă, în fața păgânilor, însă fiarele nu s-au atins de ei. Mai multe decât atât, unele au venit chiar lângă sfinți și s-au așezat la picioarele lor, fără să-i rănească. Turbat de mânie, Maxim a poruncit gladiatorilor să-i taie pe cei trei mucenici în bucăți. După această faptă groaznică, în timpul nopții, creștinii au luat cinstitele moaște ale sfinților și le-au îngropat cu evlavie într-o peșteră dintr-un munte ce se afla în apropierea cetății. În aceeași perioadă, cu pătimirea sfinților mucenici, Prov, Tarah și Andronic, au pătimit peste 20.000 de mucenici ce au fost arși în Nicomidia din porunca împăratului Maximian. Acest teribil eveniment s-a petrecut în preajma praznicului nașterii Domnului, iar aceasta pentru că împăratul știa că mulți dintre creștini se vor strânge pentru a sărbători împreună pe Hristos în Marea Biserică din Nicomidia. Într-adevăr, episcopul Nicomidiei, Sfântul Antim, împreună cu aproape 20.000 de creștini, au fost înconjurați de ostași împăratului Maximian, care nu au mai permis nimănui să iasă, spunându-le că dacă nu vor jertfi zeilor, vor fi arși de vii. Episcopul Antim a botezat toți catehumenii și a împărtășit pe toți cei aflați în biserică și a răspuns împăratului că nimeni nu dorește să se lepede de Hristos. Maximian a dat atunci poruncă să fie arși cu toții, iar soldații s-au conformat. Și astfel, aproape 20.000 de creștini au primit cununa muceniciei mărturisitoare. Biserica Ortodoxă îi prăznuiește la data de 28 decembrie.